Bună ziua, dragii noștri! Suntem în localitatea Malovăț din județul Mehedinți. Stăm de vorbă cu domnul primar Ion Michescu. Bună ziua, domnul primar! Bine v-am găsit! Bună ziua! Bine ați revenit! Pe anul acesta, domnul primar, noi circulăm foarte mult prin 4-5 județe și vedem că unele localități chiar se dezvoltă în condițiile astea grele care cum sunt. Una dintre ele este și a dumneavoastră, Malovăț. Anul trecut am văzut că au fost asfaltate foarte multe drumuri, au fost reabilitate școli, ați făcut multe lucruri în favoarea locuitorilor de aici din Malovăț. În primul rând, asta se datorează unei munci susținute, cred că a dumneavoastră și a personalului din primărie, dar știți, să umblați la corzile sensibile și ale Consiliului Județean, știți să accesați și fonduri europene. Vă rog să ne vorbiți de câteva proiecte pe care dumneavoastră le-ați terminat anul trecut și ce veți face anul acesta. Da, așa este. Lucrurile au mers bine din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii la nivel de Comuna Malovăț și nu numai. Acest lucru se datorează și muncii noastre și colegilor mei din primăria Malovăț, cărora le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia, pentru că dacă nu ai un colectiv, dacă nu ai echipă care să te ajute să faci lucrurile să meargă, singur nu poți niciodată. Lucrurile care le-am făcut în Comuna Malovăț, le-am făcut infrastructura sau cele mai mari investiții din Programul Național de Dezvoltare Locală 2, pe cerere finanțare făcute prin 2017 și proiecte începute în 2018-2019. Unele sunt în fază de recepție, cum avem drumurile, cum avem canalizarea, alimentarea cu apă la Negrești, iar unele sunt în fază de construcții, pentru că la școala din satul Malovăț constructorul nu are putere financiară și a reziliat contractul de comun acord, iar la un pod pe care l-avem finanțat prin PNDL 2, constructorul care a câștigat licitația inițial nu s-a prezentat să mai facă lucrarea, am fost nevoit să scoatem lucrarea la licitație. Noul constructor se pare că nu îl trage inima să muncească atât de bine, mai ales că nu a respectat o parte din proiect, începând cu infrastructura la nivelul solului. Din această cauză, proiectantul, dirigintele de șantier a făcut o notă de neconformitate. Am avut o expertiză tehnică și așteptăm expertiza pentru a vedea ce modificări trebuie să facă constructorul. Le-am explicat de fiecare dată, pentru că lucrurile care se fac trebuie să fac făcute cu simț de răspundere și întocmai cu proiectul de execuție. Nu se respectă proiectul de execuție, lucrările nu vor fi recepționate, iar dirigintele de șantier nu va accepta lucrările pentru decontare. Din acest punct de vedere, podul este întârzia cam cu vreo 7 luni de zile, nu s-a mai lucrat din luna august la acest pod. Să sperăm că după ce va veni expertiza, constructorul va însuși deficiențele, le va remedia și va continua lucrările. Acestea sunt lucrările de infrastructură mare făcute în perioada 2018-2022. De asemenea, ca proiecte de viitor, am depus niște proiecte pentru infrastructură, să dezvoltăm rețelele de drumuri care mai sunt la nivel de Comuna Malovăț, pe Anghel Salini, a obținut și finanțare. Am depus de asemenea pe alimentare cu apă, așteptăm să vedem dacă reușim să primim finanțare, așteptăm să dea drumul și la celelalte finanțări pe fondurile europene, pentru că prin PNRR, proiectul nostru care l-am depus pentru alimentare cu apă nu va fi finanțat. Deoarece atunci când s-a negociat cu Uniunea Europeană, s-a negociat decât extinderea rețelelor de alimentare cu apă, nu înființarea de sisteme de alimentare noi. Noi nu putem rezolva acest lucru pentru că sistemul de alimentare cu apă Bârda-Obaița, ce ne doare pe noi cel mai mult și ne avem cele mai mari probleme de când am venit eu primar, trebuie reabilitat de la zero. Și atunci, nefinanțându-se prin PNRR, suntem oarecum cu proiectul făcut, dar nu putem primi finanțare. Așteptăm pe programele operaționale regionale, am înțeles că se vor da din nou bani pentru alimentare cu apă și cu siguranță vom depune pentru a obține să rezolvăm situația privind deficitul de apă în satele Bârda și Obaița, în special vara, dar se pare că seceta profundă care a fost și prelungită de 3 ani de zile își pune amprenta și pe consumul și pe debitul de apă care la izvoare, care a scăzut foarte mult, și a avut perioada sărbătorilor când
la Bârda și Băbaița am furnizat apă o zi Bârda, o zi Băbaița, restricționat. Să sperăm că va ține și Dumnezeu cu noi pentru a alimenta pânza de apă freatică, să crească cantitatea de apă, dar noi mizăm pe proiectul de alimentare cu apă pentru a suplimenta sursa de apă și pentru a redimensiona sistemul de alimentare, întrucât atunci când a fost făcut în 2010 a fost subdimensionat ca diametru al conductului și nu face față consumului. De asemenea, am depus un proiect pe gaze și care pentru noi, spunem noi, și nu numai pentru mine ca și comună, pentru o zonă destul de, o suprafață destul de mare, pentru că împreună cu Primăria Izvorul Bârzii, Primăria Breznița, Primăria Bâlvănești și Primăria Ilovăț, împreună am făcut un studiu de fezabilitate și am depus pentru a obține finanțare pentru aceste comune. Noi suntem optimiști pentru că s-a bătut apa în piu atât de mult pe acest PNRR că se va finanța gazul, dezvoltarea. De ani și făcut investiții, fiecare primărie am făcut un efort financiar destul de consistent în jur de 120.000 de lei de fiecare comună să facem studiu de fezabilitate, să facem asociația de dezvoltare intercomunitară. Sperăm să nu le făcut degeaba, pentru că datorită acestor promisiuni că rețelele de gaz se vor dezvolta la nivel național prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, noi am investit în aceste studii de fezabilitate. Să sperăm că va, nu e un balon cu aer și va fi o sursă de finanțare sigură, să nu să ne ținem de promisiuni față de oameni cărora le-am promis că aducem gazele în comună. De asemenea, avem în derulare și proiecte mai mici de infrastructură la nivel de comuna Malovăț. Vrem să facem, începând cu anul ăsta, un teren de sport în satul Colibaș cu nocturnă pentru copii, acolo unde se simte o creștere a numărul populației și în special a numărul copiilor în satele din comuna Malovăț. Vrem să facem un spațiu de joacă în comuna Malovăț, vrem să facem la grința din Colibaș să mobilăm cu niște mobilier urban și spațiu de joacă pentru copii, pentru că avem acolo o grădiniță cu program prelungit și avem copii până la vârsta de 6 ani. Aici trebuie niște spații de joacă sau jocuri mai mici ca ei să-și poată desfășura activitatea în bune condiții și în siguranță. Am înțeles. Văd că preocupă foarte mult tânăra generație din localitatea dumneavoastră, în speță cei mici, pentru că și dumneavoastră aveți o puștoaică mică în clasa 1, din câte am înțeles. Spuneți-mi dacă acești copii sunt incluși într-o formă din asta de culturală, de, eu știu, ansambluri, dansuri populare, dar nu prea știu pe la dumneavoastră pe aici prin zonă. Da, din păcate nu. La nivel de comuna Malovăț am încercat cu un instructor de dansuri, dar din nefericire a venit pandemia în 2019. A fost 4 luni de zile la nivel de școală generală, aveam o dată pe săptămână. Copiii erau foarte bucuroși să facă acest lucru, dar din cauza pandemiei s-au restrâns activitățile culturale la nivel de comună, ce începusem noi, de fapt, pentru că nu era nimic. Așteptăm să ne putem desfășura activitatea, în legătura cu dumnealui, și să sperăm că, începând cu anul ăsta, încercăm să facem o formație de dansuri populare, măcar copiii să aibă activitate, chiar dacă nu facem noi profesional, copiii să aibă activitate culturală. Să știe dansurile populare din această zonă. Apropo, cămin cultural, aveți în... e terminat, că știu că trebuia să-l remodernizați. Așa este, că avem o sală de festivități, cum a venit, noi spunem cămin cultural, dar este o sală numai pentru festivități culturale. Vrem să facem un cămin cultural, teraza comunei Malovăț, cu tot ceea ce înseamnă un cămin cultural, cu sală de spectacol, exact. Am luat legătura cu o firmă de la București pentru a întocmi proiectul și sperăm ca în viitor apropiat, eu cel mai târziu în luna iunie, proiectul să fie depus pentru finanțare. Da, lucruri absolut necesare în localitatea dumneavoastră și de bun simț, adică nu exagerate, nu vreți piscină, eu știu, publică sau altceva, alte chestii din astea care, sau bine că ar fi și asta bine, nu zic că nu, dar lucrurile importante pentru comunitate trebuie să le atingeți.
Așa este, trebuie să plecăm de jos. Eu când am venit în 2016, Comuna Malovăț era undeva raportat la comunele vecine o infrastructură foarte proastă și am avut foarte mult de lucru. Dacă în 2016 era cel puțin la nivelul care am fi fost astăzi, poate ne gândeam și noi la piscină astăzi. Dar din păcate, eu vorbă la țară chelului chichie de mărgăritarii trebuie. Vrem să facem lucrurile să meargă bine de jos. În special pentru copii, pentru că ei sunt viitorul, trebuie să fie sănătoși și bine învățați. Lucrurile merg spre bine din punctul ăsta de vedere la noi, de ce vă zic? Pentru că am avut un proiect de suflet și cu care mă mândresc înființarea unei grădințe cu program pe lungime la nivel de comuna Malovăț în mediul rural. Suntem a doua comună din județ cu program pe lungime în mediul rural, mai este una la Brăznița Ocol și una la Malovăț. Am avut destule... Astea două în județ, în tot județul? În mediul rural. În mediul rural, da, decât două mediul rural. Și reușim să asigurăm copiilor jumătate din banii care dau părinții pentru hrană, printr-un sponsor. Am avut discuții și la nivel de consiliu. Puteți să-i spune și numele sponsorului, că cu atât mai bine și frumos. E firma de transport Jacques Chirac, care suportă jumătate din mâncarea copiilor, cel puțin 20 de copii sunt, la program prelungit. Aici, împreună cu doamna director, am avut și deschidere din partea dumneai, pentru că este o muncă în plus al dumnealor, este o grijă în plus a dumnealor față de copii și să le asigurăm condiții optime pentru că acest copil să poată funcționa acolo. Ne bucurăm pentru că s-au mai înființat încă două posturi de educator, încă două tineri lucrează la noi la școală. Sunt multe de familii de copii, de tineri care au copii și lucrează într-o betă Turnul Severin. Și nu au cu cine lăsa copiii. Da. Exact, și începuse o migrare dinspre Malovăț spre Severin, pentru că tinerii lucrând plecau dimineața, îi duceau la creșă dimineața, la organizația program prelungit și îi luau când veneau la Severin. Ulterior, când ajungeau în clasa, la vârsta de 6 ani, îi ducea tot la Severin la școală. Și atunci începuse o depopulare a școlilor din comuna Malovăț. Asta e o idee extraordinar de bună din partea dumneavoastră, că v-ați gândit într-un fel oarecare să păstrați pe cei mici. E foarte important ca fiecare școală sau ca fiecare clasă să aibă un învățător, nu să se lucreze la simultan. Pentru că copiii sunt cum sunt în ziua de astăzi, mai zburdalnici, mai neatenți și atunci învățătoarele are foarte mult de lucru cu ei, să-i stăpânească, să-i învețe, să le acorde toată atenția. De aceea e foarte important ca acești copii care sunt pe raza Comunei Malovăț să rămână în continuare pe raza Comunei Malovăț, că la nivel de Comuna Malovăț s-a format un colectiv de candidați extraordinar. Începând cu grădinița, cu program prelungit, grădinița normală, 1-4 și 5-8. Am avut copii olimpici la nivel de județ, sunt copii care au terminat acum anul trecut liceu și avem 8 copii studenți la medicină, la drept, la politehnică, la relații internaționale, adică ne putem mândri cu colectivul de candidați la nivelul Comunei Malovăț și zicem și noi un pic din partea primăriei că am contribuit din punct de financiar, pentru că la urma lui banii sunt ai comunității, sunt ai părinților lor, sunt ai noștri și trebuie să ajutăm pe viitor tinerii să se dezvolte bine. Să se dezvolte și să se întoarcă în satul natal, că aici își găsesc tot ce au necesar. Din câte am observat, majoritatea tinerilor sau care sunt conștienți de lucrul ăsta pleacă de la oraș, se mută la țară, pentru că la țară găsesc aceleași condiții ca și la oraș, numai că e mai liniște, este aerul curat, este nu mai este acea aglomerație care există în oraș. Ne-am bucurat să fie așa, dar să știți că nu este. Eu vă spun realitatea. Migrarea dinspre centrele urbane către mediul rural sau cum este Malovățul este a tinerilor peste 35-40 de ani. Tinerii care sunt în formare profesională, termină liceu, merg la facultate, probabil își caută un loc de muncă mai bine plătit, să-și facă un rost sau să-și facă să realizeze din punct de vedere profesional, după care încep să retragă ușor către orașele lor sau către satele lor. E un lucru bun și ăsta. Asta dacă știu să-și facă propria afacere, dacă își găsesc mediul prielnic de a se angaja undeva într-o, locurile de la țară de unde provin.
Așa este, dar sperăm, pentru că problema nu este numai a Manovățului, este o problemă națională cu această migrare către centrele urbane și o problemă destul de serioasă, pentru că, din păcate, satele se depopulează și atunci se duc către centre urbane, dispare legătura asta a omului cu pământul, cu picioarele pe pământ. Da, că era și o vorbă, domne, omul ăsta e cu picioarele pe pământ. Și atunci să sperăm că lucrurile astea se vor reînoda. Eu 100% nu vor fi niciodată, dar măcar un 30-40% dacă se păstrează, lucru mare. Referitor la partea asta de păstrarea satelor la nivel național, să nu se schimbe, să nu se modifice structura, am avut discuții și la nivel de Asociația Comunilor din România. Pentru că odată cu comasarea lor vor dispare și tradițiile. Oamenii se vor muta către centre urbane, oamenii tend către condiții mult mai bune și dacă noi la țară nu reușim să creăm acest lucru, satele vor dispărea și dacă reușim să le și mai, dacă vor, le vor și comasa, atunci tradițiile noastre românești, eu zic, cu timpul vor dispărea. Da, așa se vorbește că se vrea comasarea pentru că localitățile se depopulează, dar nu e asta soluția. Soluția e aia de care spuneți dumneavoastră, trebuie să venim în întâmpinarea tinerilor și celor care vor să locuiască la țară și pot să locuiască și, adică să aibă toate condițiile, să și lucreze undeva, dar să și creeze locuri de muncă, să fie antreprenori, eu știu, într-un anumit domeniu sau altul. Așa este, mulți tineri au venit din străinătate și s-au întors în Manovăț, lucrează în domeniul construcțiilor foarte mulți și au firmelor proprii. Asta e un lucru bun pentru că banii care câștigă aici, câștigau și în afară. Sunt un exemplu pentru comunitatea noastră a celor care au rămas aici, că se poate și aici, numai afară. Asta e un lucru foarte bun. Noi cu cei putem ajuta pe oamenii ăștia sau pe tinerii care sunt la nivel de comuna Manovăț și nu numai, să le creăm infrastructura, să dezvoltăm infrastructura, să le creăm condiții ca într-un centru urban, adică un asfalt, alimentare cu apă, canalizare, iluminatul public pe și dacă reușim și gaze, ar fi un lucru foarte bun. De fiecare dată când am vrut să inițiem proiecte sau am inițiat proiecte, am avut deschidere totală a Consiliului Județean. Nu a fost zi sau indiferent de ziua din săptămână, dacă am avut probleme să sunăm la Consiliul Județean sau pe președintele Consiliului Județean, că la urma urmei dumnealui păstorește județul Mehedinți, să nu avem deschidere sau să nu avem ajutor din partea dumnealor și din punct de vedere financiar și din punct de vedere profesional, logistic, pentru că sunt mulți salariați care sunt capabili și care ne pot da informații referitor la toate proiectele care se desfășoară în PNRR sau care vor intra în implementare. Lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult, să știți, pentru că de fiecare dată când am discutat cu domnul președinte Aladin Georgescu și am solicitat finanțări pentru partea asta de cofinanțare, nu s-a ținut cont de culoare politică și Consiliul Județean, pe măsura posibilităților economice, a ajutat comunele, dacă nu financiar, dintr-o dată, progresiv s-au alocat din fondurile Consiliului Județean. Și uite că la nivel de județ suntem, eu cred, dintre primele din țară care am dezvoltat infrastructura foarte bine și foarte frumos, fără discuție. Așa este, am observat și noi treaba asta. Mulțumim, domnul primar, să vă dea Dumnezeu sănătate, să terminați toate proiectele pe care vi le-ați propus anul acesta în folosul consătenilor dumneavoastră și, eu știu, să ajunge să face și acea piscină publică, să nu se mai ducă oamenii în oraș sau nu știu pe unde, să rămână acei la dumneavoastră. Ne-am bucurat și dacă am găsit și investitori cărora să le punem la dispoziție terenul sau să le aducem toată infrastructura până la poartă să dezvolte acest lucru, ne-ar bucura și mai mult. Mulțumim frumos, mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere!